Pacea Domnului Iisus. Ce faci când nu mai poți? Zici, nu mai pot. Și ce urmează în secunda următoare? Nu. Noi ne respectăm cuvintele, să știți. Noi spunem că nu mai putem. Și în secunda a doi arătăm că nu se mai poate. Cu noi sau cu alții, bineînțeles. Dar nu se mai poate. Spuneam și altă dată, C.S. Lewis are o ilustrație foarte interesantă în legătură cu caracterul deciziilor noastre. El spune așa, când rabzi o anumită situație, încerci să-ți faci un calcul cam cât ar fi maximumul de răbdat. Spre exemplu, dacă azi e vineri, sau să zicem că este sâmbătă, da? Că sâmbătă este, eu zic așa, uite, mai rab situația asta până când? Până marți. Dar dacă până marți nu-mi răspunde Dumnezeu, eu miercuri, nu mai pot. Da. Foarte interesant este că atunci când îți pui în minte că vei putea până marți, până marți reușești. Și când ți-ai pus în minte că miercuri nu mai poți, miercuri nu se mai poate. Vi s-a întâmplat lucrul ăsta? E comun dumneavoastră? Cunoașteți asta sau nu? Această situație este preluată și în cartea sa Scrisorile unui demon mai bătrân, către unul mai tânăr, cel bătrân îi spune așa, zice, fă-l pe credincios să pună limite răbdării sale și fă-l să pună limite cât mai aproape de momentul în care Dumnezeu va interveni. Spre exemplu, dacă Dumnezeu are de gând să intervină miercuri, tu pune în gând că El nu poate să rabde decât până marți. Atunci când începe să se vadă răsplătirea, când începe să se vadă eliberarea, El să spună, eu nu mai pot. Cu o zi înainte, cu o oră înainte, cu 5 minute înainte, să nu mai poți. Ce se întâmplă când nu mai poți? Nu mai lupți. Abandonezi. Te dai bătut. Și te comporți ca un om înfrânt. Te comporți ca un om înfrânt. Strigi, dai cu pumnul în perete, izbești farfuria, eu știu, nu știu. De câte ori în viața lui David ar fi putut să fie momente de felul acesta? În dimineața aceasta voi încerca să analizez împreună cu dumneavoastră câteva momente de felul ăsta din viața lui David. Primul exemplu este 1 Samuel, capitolul 28 și este situația lui Saul. Versetul 4 zice așa, filistenii s-au strâns, au venit, au tăbărât la Sunem. Saul a strâns pe tot Israelul și au tăbărât la Gilboa. La vederea taberei filistenilor, Saul a fost cuprins de frică și un tremur puternic i-a apucat inima. Putem înțelege de ce, da? Superioritate numerică, superioritate tactică. Națiuni care erau împreună pentru că veneau să jefuiască,
Saul n-avea coeziune națională. Până acum tot alergase să-l prindă pe David. Israelul era împărțit. Lupte interne. Era Saul un erou? Da sau nu? Era un erou sau nu? Fraților, eu îl consider un erou. Din punct de vedere uman, din punct de vedere al devotării sale pentru neam și pentru țară, Saul și-a dat viața. N-a fost odată să fie o luptă în care Saul să nu fie acolo, să nu se lupte pe viață și pe moarte, să dea totul pentru o cauză mai înaltă. La un moment dat, pentru Dumnezeu, era pe punctul să-l dea pe fiul său. Era un erou, dar era un erou firesc. David a fost eroul firii pământești. Iertați-mă, Saul. Saul a fost eroul firii pământești. Cu frustrări, cu victimizări personale, cu manipulări, cu pierderea noțiunii de sfințenie la un moment dat, cu încercări de pocăință în fața lui David, când acesta venea și spune, uite, ți-am cruțat viața, și se părea că se pocăiește. Încercări de a o lua de la capăt și cu toate acestea ajungerea în același punct. Mereu și mereu ajungea în același punct. Îl urmărea de moarte pe David, își călca conștiința, uita de Dumnezeu, pe motive, în ghilimele, bine întemeiate, cum ar fi salvarea împărăției, salvarea tronului, bunul mers al națiunii. Erou, erou firesc. O viață întreagă petrecută în felul acesta, 40 de ani, petrecuți cam așa. Vreau să vă întreb, v-aș dori o astfel de viață? V-aș dori o astfel de viață? Este prototipul vieții unui om care n-are binecuvântarea lui Dumnezeu. O luptă pe viață și pe moarte cu tot felul de probleme. Luptă pentru o cauză bună. În esență este creștin. În esență face parte din poporul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nu există o viață mai nefericită ca viața lui Saul. Mă întreb din nou, pe ce linie a intrat Duhul cel rău în viața lui Saul? În momentul în care scrie, un duh rău a venit peste el. Pe ce ușă a intrat? Bun, a deschis ușa, dar cum a deschis-o? Poftiți? Auziți? Cartea Patriarhi și Profeții începe pe o linie mult mai subtilă. Zice, sentimente de gelozie. Nu neascultare fundamentală. Au fost și acestea, sigur că da. Dar mai dinainte, ceva care l-a aros, ceva mai subtil decât atât, gelozie. Auziți? Gelos pe. Nesiguranța în legătură cu sine. N-a fost sigur că stă bine înaintea lui Dumnezeu. N-a fost sigur că este apreciat de poporul său. Pe fondul ăsta gelozia l-a măcinat. Evident, un om gelos este cel mai ușor de manipulat. Când situația a devenit critică, anturajul din jurul său l-a obligat să facă lucruri cu care și el a fost de acord. Spre exemplu, a încercat să fie rege preot.
ceea ce era cu totul interzis în poporul lui Dumnezeu. Era peste tot, de jur împrejur, în toată cultura cananită, egipteană, babiloniană, această fuziune avea loc. Regele putea să fie și preot. În poporul lui Dumnezeu era strict interzis. Preotul era deoparte, regele era deoparte, erau doi unși. A existat o singură situație în care cei doi s-au unit. Vă aduceți aminte? Când s-a unit preotul cu regele, în ce situație? Poftiți? În cazul Domnului Iisus Hristos. Va fi preot și va purta cununa împărătească. Din cauza asta, era interzis ca cei doi să se unească, pentru că cel ce i-ar fi unit ar fi luat locul lui Mesia. Și în poporul Israel nu trebuia să fie nimeni care să fie pus în situația de a pretinde că el este marele salvator al poporului său, decât la vremea venirii Domnului Iisus Hristos. Dar mă întorc ca să facem legăturile. Gelozia, mândria, frustrările, toate acestea l-au făcut pe Saul să nu țină cont de lucrul acesta și să dorească să fie rege, preot, să dorească să fie cel mai înalt, să dorească să fie cel mai onorat din tot poporul. Și dacă la un moment dat a simțit că nu toată onoarea îi se cuvine, a început tragedia. Și pe fondul acesta, în sufletul său a intrat Duhul cel rău. Aveți grijă, fraților, haideți să avem grijă ce uși lăsăm deschise. Pentru că fiecare ușă pe care o lăsăm deschisă la nivelul emoțiilor noastre va lăsa calea deschisă pentru invazia răului. Și nu deodată, se va face încet pe parcurs. Închideți ușile. Închideți ferestrele. Păstrați sufletul templu. Vă aduceți aminte că atât cortul, cât și templul de mai târziu al lui Solomon n-avea ferestre? Vă aduceți aminte? Este o parabolă foarte bună a faptului că în templul sufletului meu și în templul sufletului tău nu trebuie să intre nimic din afară. Nu ferestre, nu uși. Și ca imaginea să fie mai completă, perdeaua din afară se mai dădea la o parte ca să intre preotul să-și facă slujba. Dar perdeaua dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor nu se ridica niciodată. Iar dincolo de Sfânta Sfintelor era slava lui Dumnezeu, simbolul conștiinței, punctul cel mai sacru al ființei omenești. Nu lăsați să intre nimic acolo. Închideți uși, închideți ferestre, să fie numai slava lui Dumnezeu și atât. Frații mei, un om care pornește de la statutul acesta de om schimbat pentru Dumnezeu, cum a fost Saul, se degradează pe parcursul anilor, deși el are grijă să-și mențină statutul său de erou. Pe din afară el pozează ca un erou foarte bine, dar el cade, se degradează până când în 1 Samuel, capitolul 28, versetul 6, citesc: Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Fără să vreau să naște o întrebare în mintea mea, de când nu mai întrebase Saul pe Domnul?
De când nu mai întrebase Saul pe Domnul? Are vreun rost să caut un răspuns? Ultima dată când s-a întâlnit cu Samuel, l-a rugat pe Samuel să vină cu el ca să-l onoreze în fața bătrânilor țării. Vă aduceți aminte? Și Samuel i-a zis, dar eu nu sunt pentru asta. Un proroc nu este ca să onoreze un rege. Un proroc nu este pentru ca să țină de curtea regală. Nu. De dragul lui Saul, a mers acolo. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că Samuel s-a despărțit de Saul și nu s-au mai văzut până în ziua morții. De câte ori a mai întrebat Saul pe Dumnezeu în timpul acesta? Niciodată. De când? De mult. Înțelegeți dumneavoastră de ce nu i-a răspuns Dumnezeu aici? Ajutați-mă, de ce nu i-a răspuns? Poftiți? Din ce cauză? Să știți, există o capcană care se infiltrează deseori în mintea noastră și anume, voi zice așa, zic așa, ei, lasă că o veni vremea și mă voi schimba. Va veni vremea și mă voi pocăi. Va veni vremea și voi face o reformă totală în viața mea. Mă voi pleca pe genunchi și voi cere... Și? Ți-ai pus vreodată problema că s-ar putea să nu-ți răspundă Dumnezeu? Din ce cauză? Există un al doilea principiu care trebuie să fie înțeles foarte bine și anume Dumnezeu răspunde progresiv. Este o înțelegere a lui Dumnezeu. Atunci când înțelegem că Dumnezeu la început răspunde prin semne mici, printr-o voce care șoptește că aproape nu auzi, o poți neglija. Și dacă asculți, vocea devine mai puternică. Și dacă o asculți, dialogul se face mai puternic. Și dacă o asculți, stai de vorbă cu Dumnezeu și poți să-i ceri lucruri mari de la Dumnezeu. Dar reversul este foarte clar. Dacă tu nu ai un dialog cu Dumnezeu, dacă nu tu stai de vorbă cu Dumnezeu în mod real și dintr-o dată vrei ca Dumnezeu să-ți răspundă, s-ar putea întâmpla să calci principiul acesta al progresiei cu Dumnezeu și tu să strigi și Dumnezeu. Sau să n-auzi tu că Dumnezeu. Ceva se întâmplă. Pentru că nu ești obișnuit. Nu ești obișnuit să asculți, nu ești obișnuit să înțelegi. Nu ai această formare pe care Dumnezeu o cere din partea mea și din partea ta, din partea fiecăruia. Mai este un lucru. Rugăciunea nu este produsul firii omenești. S-ar putea întâmpla ca eu să vreau să mă rog și mă plec pe genunchi și încep să vorbesc. Dar știți că s-ar putea să vorbesc singur? Pentru că rugăciunea, repet, nu este produsul minții și al firii omenești. Rugăciunea este alt produs. Zaharia, capitolul 12 cu 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului, spuneți dumneavoastră, că e important. Un duh de rugăciune. Rugăciunea nu este produsul minții omenești. Rugăciunea nu este produsul firii omenești. Rugăciunea nu se produce atunci când stau pe genunchi. Deci când fizic îmi îndoi genunchii. Rugăciunea se produce când? Când Dumnezeu trimite un duh de rugăciune și când duhul care plânge și suspină,
Răspunde mijlocirii Domnului Iisus Hristos. Când Duhul Sfânt vorbește cu mijlocitorul, cu Iisus Hristos, dialogul acesta este dialogul rugăciunii și se numește rugăciune. Eu pot, repet, pot să-mi îndoi genunchii, pot să oblig ochii să citească din Scriptură, pot să oblig gura să și cânte și să fac un serviciu complet. Dar rugăciunea vine din Duhul Sfânt, nu altfel. De ce nu răspunde Dumnezeu lui Saul? Rugăciunea lui este o rugăciune care vine din teama de filisteni. După o lungă perioadă de timp când el nu mai vorbise cu Dumnezeu, după o lungă perioadă de timp care îl făcuse incapabil să poarte un dialog cu Dumnezeu, și dacă el nu știa acest dialog cu Dumnezeu în fiecare zi, cum putea el să reînnoade dialogul care nu mai fusese purtat de ani de zile? Avea de gând să facă lucrul acesta. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că lucrurile nu se pot drege instantaneu. Trebuie timp. Trebuie pocăință. Oare avem timp? Atunci când zicem o să rezolv eu lucrurile, o să mă întorc eu la Dumnezeu, o să fac lucrul acesta, când? La pensie, după pensie, când amânăm lucrurile acestea, vreau să vă întreb, oare vom avea timp? Cartea Patriarhii și Profeți spune, Saulul lepădase pe Dumnezeu. Și Dumnezeu le pădase pe el. Rugăciunea nu mai fusese respirația sufletului. De multă vreme Saul nu mai respira. Din punct de vedere sufletesc era mort. Era nevoie de o naștere din nou. Era nevoie de cu totul altceva. Vreau să vă întreb, ar fi putut Saul? Ar fi putut să o ia de la capăt în momentul ăsta? Din punct de vedere al lui Dumnezeu, orice zi e un nou început. Din punct de vedere al lui Saul, nu. Din punct de vedere al meu, depinde de mine. Depinde de mine. Vreau să vă întreb, vă place să vă rugați? Să stați în minute și poate mai multe minute de vorbă cu Domnul. Vă place să stați în grupe de rugăciune? Din ce grupă de rugăciune faci parte? Vreau să te întreb, din ce grupă de rugăciune faci parte? Cu cine te rogi? Ai trecut gardul și la vecinul tău sau ai rămas în casa ta, în colțul tău de rugăciune? Încerci să binecuvintezi și pe altul sau nu? Repet. Dacă n-ai o grupă de rugăciune, dacă nu te frământă asta, dacă nu te mână Duhul spre așa ceva, unde-i Duhul rugăciunii? Și dacă Duhul Sfânt este Duh al rugăciunii, atunci unde-i Duhul Sfânt? Și dacă nu e Duhul Sfânt, atunci ce e? Că niciodată casa nu rămâne goală. Niciodată. E o utopie să credem că noi putem păstra casa goală. Nu e Duhul rugăciunii, este casa goală. Măturată, curată, frumos. Și pentru cine păstrez casa? Păstrez pentru când va veni Duhul Sfânt. Păi și când va veni Duhul Sfânt? Păi nu știu, o să vină El într-o zi. Nu se întâmplă așa. Noi avem imaginea asta, dar nu se întâmplă așa.
Ori este Duhul Sfânt în casă și casa e curată, ori dacă nu, casa nu poate să fie curată fără Duhul Sfânt. Va veni obligatoriu în secunda următoare, va veni cine? Știți cât de rapid se poate face schimbarea? Foarte rapid. Întreabă Domnul Iisus Hristos pe Petru în Matei 16, cine zici, Petre, că sunt eu? Și Petru zice, ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul zice, Tatăl meu ți-a descoperit lucrul acesta. Când? Atunci. Și imediat după asta, într-o casă în care coboruse Tatăl și îi șoptise cuvintele acestea lui Petru, imediat după aceea Petru începe să vorbească și spune, dar să te ferească Domnul să mergi la Ierusalim și să îți dai viața și așa mai departe. Și Domnul Iisus Hristos spune în momentul, în secunda a doua, îi spune, înapoi a mea, Satana. Vă dați seama cât de repede ocupă Satan teritorii? Eu nu știu ce s-a întâmplat în mintea lui Petru. Chiar nu știu ce s-a întâmplat după ce a zis tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Nu știu de ce casa lui a rămas goală imediat după aia. Nu știu. Să fi fost mândrie, să fi fost neatenție, să fi fost... Că eu mă pun în locul lui și dacă aș fi zis Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos să zică Petre, pe piatra aceasta voi zidi biserica mea, imediat eu, Valentin, aș fi zis, pa, ce tare! Și imediat după asta aș fi început să dau sfaturi Domnului Iisus Hristos. Nu te duce la Ierusalim, stai cu minte, nu te pregăti pentru crucificare, pentru sacrificiu, altul este drumul. Nu știu cine a mutat macazul. Dar s-a mutat un macaz acolo. Și cum s-a mutat macazul, Iisus Hristos identifică și zice, vezi că acum vorbește Satana. Cât trecuse? Asta este o demonstrație a faptului că o casă nu rămâne nelocuită. Noi nu suntem neutri niciodată. Ori suntem ai lui Dumnezeu, ori suntem ai celuilalt. Și mă întorc la rugăciune. Și dacă nu este Duhul rugăciunii, atunci ce Duh este? Aș vrea să ridic degetul arătător și să-l îndrept spre mine și să spun așa. Ai grijă, Valentin? Ești foarte mult orientat către gândirea rațională, foarte mult orientat către ce să faci, ce să nu faci. Ești foarte atent la neprihănirea ta, dar ești mai puțin înclinat să te rogi. Ești mai puțin înclinat să stai cu genunchii în așa fel încât să asculți vocea lui Dumnezeu. Ai grijă, Valentin, s-ar putea ca Mântuitorul să nu fi vorbit de multă vreme în mod personal cu tine. Poate că ai citit din Sfânta Scriptură, dar nu știu dacă ți-a vorbit Domnul. Nu știu dacă nu cumva doar ai citit, dar nu ți-a vorbit. Ai grijă că e o diferență mare. Roagă-te pentru Duhul rugăciunii. Fără Duhul rugăciunii se poate întâmpla ca ființa noastră, goală fiind, să treacă prin toate problemele pe care psihologia, fără Dumnezeu, le poate oferi. Toate! Și te vei duce la consilier și consilierul îți va identifica frustrări, îți va identifica depresii, îți va identifica dezechilibre emoționale, tot ce vrei și îți va recomanda rețete de un fel sau de altul. Dă-mi voie să-ți recomand o rețetă care nu dă greș. Duhul rugăciunii. Nu vreau să spun că rugăciunea
vindecă probleme psihiatrice. Poți să rămână, sigur că da. Trăim într-o vreme când dezechilibre chimice, biologice, afectează toate compartimentele ființei noastre. Și așa cum ni se rupe uneori piciorul, așa uneori ni se frânge mintea. Nu orice remediu sau nu orice lucru se remediază prin meditație. Dar ceea ce știu este că Dumnezeu poate să vindece orice picior rupt. Ceea ce știu este că Duhul rugăciunii umple golul care produce pagube psihologice. Ceea ce știu este că Duhul lui Dumnezeu dă la o parte nefericirea. Duhul lui Dumnezeu dă la o parte neîmplinirea, frustrările și le înlocuiește cu, ziceți dumneavoastră, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Vorbiți despre un om de felul acesta. Imaginați-vă un om de felul acesta. Vreau să vă întreb, va mai avea probleme, dezechilibre emoționale? Duhul Sfânt echilibrează. Vindecă. Vă recomand Duhul rugăciunii. Și dacă n-ai participat la o oră de rugăciune, într-o grupă de rugăciune, caută o grupă de rugăciune. Faceți experiența aceasta a rugăciunii cât se poate de curând și nu o amânați. Pentru că sufletul și casa sufletului va fi ocupată rapid de altceva. Mă întorc la Saul. Mi se pare foarte ciudat Saul. Când vede că Dumnezeu nu-i răspunde nicicum, el care îndepărtase din țară pe cei ce chemau morții și cei care ghiceau, spune versetul 3, spune, aduceți-mă o vrăjitoare. Sau duceți-mă la o vrăjitoare. Știți, diferența e enormă. Când îl cauți pe Dumnezeu într-o parte, ca să te duci la vrăjitoare, trebuie să te întorci în cealaltă parte. E exact opus. Întrebarea mea este, de ce lui Saul i s-a părut că e același lucru? De ce lui Saul i-a părut că ori îl chem pe Dumnezeu, ori îl chem vrăjitoare, e același lucru? De ce a ajuns în situația asta? Poftim? Îmi spuneți de confuzie și eu cred că a avut loc o confuzie puternică, teribilă. În Apocalipsă se numește Babilon. Saul a căzut într-o capcană de tip Babilon. Dar cum de ajunge aici? Mi se explică mai departe. El s-a dus la vrăjitoare, dar l-a căutat tot pe Samuel. Sunt două lucruri care nu se leagă și la mintea lui s-au legat. El a zis așa, mă duc la vrăjitoare, ceea ce nu este un lucru bun, dar dacă îl caut pe Samuel, e un lucru bun. Am citit în Cartea Patriarhi și Profeți, ca să mă pregătesc, să mă pun la punct cu subiectul acesta și am găsit acolo în două sau trei citate, unul după celălalt, după trei paragrafe, spunând că în toate religiile, una dintre problemele fundamentale a fost îndumnezeirea eroilor lor. Îndumnezeirea eroilor. Așa s-a umplut panteonul grecesc și Olimpul cu tot felul de zei. Pentru că cum mureau, cum îi trimiteau pe Olimp. Și de la o vreme s-a cam aglomerat Olimpul. Nu? Nu vi se pare că e foarte asemănător cu... poftiți? Cu Ștefan cel Mare, mulțumesc. Nu mai cu Ștefan cel Mare. Dar cu... Da? Această,
această sfințire a morților și trimiterea lor în rândul sfinților ca să avem cine să mijlocească pentru noi și biserica face și trece, nu este altceva decât un fundamental exercițiu de păgânism. Cum să cer tu unei vrăjitoare care n-a vorbit în viața ei cu un proroc, care nu s-a întâlnit vreodată cu un proroc, care n-a citit odată din cuvântul lui Dumnezeu, cum să-i ceri să-l aducă pe Samuel? Da. Și ceea ce Saul dorea să fie o întâlnire cu profetul de care era dor. Era dor sufletește de profet. Se transformă într-o ședință de spiritism cu rezultate teribile. Nu vreau să merg mai departe, știți. I-a vorbit despre moartea lui și nu doar că i-a vorbit despre moartea lui, i-a produs moartea. Spiritismul, ședința aceea de spiritism, l-a făcut pe Saul ca a doua zi să moară. De unde știu asta? Uitați-vă puțin ce s-a întâmplat în bătălia respectivă. Îl ajungeau filistenii. Saul era rănit, dar era viu. De ce Saul hotărăște să-și pună capăt zilelor? Poftiți? Pentru că cu o noapte înainte îi se sugerase treaba asta. Cu o noapte înainte îi se spusese, vei fi cu mine aici. Și Saul a zis, asta este, gata. Ar fi putut să trăiască. Ar fi putut să îl apere Dumnezeu. Ar fi putut să se întâmple orice. Câtă vreme trăiești, încă harul lui Dumnezeu ți-a deschis. Intră pe poarta harului care ți este deschisă. Nu sta departe. Asta e tot. Dar i-a sugerat prințul acesta, geniul acesta al răului și al înșelăciunii, i-a sugerat că moartea este soluția zilei. Și Saul l-a crezut. N-aș vrea să rămân prea mult aici, dar în încheiere aș vrea să vă întreb, de ce Dumnezeu a răspuns lui David? Tot aici, pe fondul acesta al nerăspunsului lui Saul, tot aici se întâmplă următorul lucru. L-am amintit aseară. 1 Samuel, capitolul 30, cu 6. David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre. Și am spus aseară, după un an și 4 luni de stat la filisteni, după un an și 4 luni de prefăcătorie și înșelăciune, David este pe punctul să fie ucis cu pietre de propriul său popor. În momentul în care se întorc la Țiclag de la filisteni și găsesc Țiclagul ars, toată tabăra luată de către amaleciți și ei înfrânți acolo. Oamenii care până acum au fost cu el, cu David, în momentul acesta pun mâna pe pietre. Și este prima dată când David este amenințat cu moartea de propriul său popor, de tot poporul. Într-un fel oarecare poporul arată cu degetul spre David și spune poporul, tu ești de vină. Era de vină? Era de vină. El îi condusese la filisteni, el stătuse cu ei acolo 1 an și 4 luni, datorită lui învățaseră prefăcătoria, înșelăciunea, datorită lui deveniseră violenți, pentru că zice că ucideau și nu lăsa pe nimeni cu viață, bărbați, femei, copii. Datorită lui David. Și acum David
este în fața unui popor, 600 de oameni cu pietre în mână, gata să fie judecat. Vreau să vă spun, sau să vă întreb, i-ați mai răspunde la rugăciune? I-ați mai răspunde lui David la rugăciune? Și pentru ca să vedeți că și Saul ar mai fi avut posibilitatea pocăinței și întoarcerii, din punct de vedere al lui Dumnezeu, citesc versetul 6. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Fraților, de un an și 4 luni era la filisteni. De un an și 4 luni jefuia în stânga și în dreapta, ucidea fără milă, nu mai rămânea nimic. De un an și 4 luni nu scrisese un psalm. De un an și 4 luni David stătea cu conștiința încărcată. Cum de David spune că se îmbărbătează și crede în Dumnezeul lui după un an și 4 luni de asemenea situație? Dacă s-ar fi uitat la el, David, în momentul acela, ar fi trebuit să zică nu mai am nicio șansă. Dar s-a îmbărbătat datorită cui? Datorită lui Dumnezeu. Nu uita, oricât ai fi căzut, oriunde ai fi căzut, oricât timp ai fi fost departe de Dumnezeu, uită-te la El. Și datorită Lui te poți îmbărbăta. O poți lua de la capăt. Poți să întorci viața ta de la vârful săbiei în victorie. Se poate treaba asta. Numai uită-te la Dumnezeu și la dragostea Lui. Uită-te la faptul că ți-a mai dat o zi și că ziua de astăzi este dovada harului Lui. Citesc. El a zis preotului Abiatar, fiul lui Abimelec, adu efodul. După un an, după mai mult, adu efodul. Poate că nu te-ai rugat de multă vreme. Sau poate că te-ai rugat formal. Poate că nu l-ai mai auzit pe Dumnezeu vorbindu-ți de multă vreme. Este vremea să-ți cauți efodul. Vezi unde l-ai pus. Vezi unde l-ai uitat. Caută-ți efodul. Când simți că nu mai poți, nu te purta ca un om care nu mai poate. Aleargă la rugăciune. Când simți că nu mai poți, vorbește cu Domnul și spune-i Domnului, nu mai pot. Ți-aduce aminte de Petru? I-a ajuns apa până aici. În notător bun de felul lui, dar pe furtună nu-ți prea ajută. Mie îmi place să not. Am intrat în ocean pe vremea când valurile erau mari. Am și un video făcut la vremea respectivă. Cineva m-a filmat. A venit un val mare. Am trecut peste el. Nicio problemă. Numai când nu mă așteptam, a venit un fel de recul de la valul care tocmai trecuse. Și m-a acoperit. Am reușit să țin destul de mult aer în mine. Când a trecut reculul, tocmai venea valul celălalt. Am tras o gură de aer. A venit valul, m-a întors și pe urmă, la nivelul înotului, era rezolvat. Numai că era spumă. Apa era aici și spuma era cam așa. Iar eu eram în spuma aceea și nu puteam respira. Și mi-am recapitulat viața. Rapid de tot.
Dumnezeu te scoate, să știi. Dar Petru era acolo. Și avea două posibilități. Avea posibilitatea să zică, m-am pierdut. S-a avut posibilitatea să strige printre două valuri care veneau rapid unul după altul. Atât. Doamne, scapă-mă. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, Dumnezeu merge pe apă. Dumnezeu este deasupra. N-are nicio problemă cu furtuna. Din punct de vedere al meu, e jale. Dacă Petru n-ar fi strigat, Doamne, scapă-mă, l-ar fi salvat Iisus? Fraților, nu știu. Dar e o regulă pe care o văd la Domnul Iisus Hristos întotdeauna. La orbul Bartimeu îl întreabă, tu ce vrei, mă, că tu ești orb, dar ce vrei? Și am spus și altă dată, e normal, de ce mai întrebi pe un orb ce vrei? Că e clar că e orb. Dar lumea, societatea, mediul în care suntem, ne învață uneori că e bine să fii orb, dacă poți să capeți de pomană. Slăbănogul de la Poarta Frumoasă, el era slăbănog. Ce îi trebuia? Picioare. De ce cerea bani? De ce n-a cerut sănătate? S-a dus la Petru și Ioan și a zis, dă-mi bani. Și Petru îi zice, uite, tu ceri prost. Tu nu trebuie să ceri bani. Dar ce trebuie să cer? De ce nu mai ceri vindecare? De ce nu mai ceri să mergi? De ce te-ai obișnuit să stai aici, la poarta asta, și să te mulțumești cu aur și cu argint? Că sunt oameni care n-au aur și argint. Și Petru spune, noi n-avem aur și argint și nici nu ne trebuie aur și argint. Noi mergem mai departe. Nu vrei și tu să n-ai nevoie de aur și argint, dar să mergi? Și să schimbă viața acestui om. Dar înainte de asta, el trebuie să ceară altceva. Orbul Bartimeu îl întreabă Domnul, ce vrei? Mă îndoiesc că Petru ar fi fost salvat în momentul acela dacă n-ar fi cerut. Nu știu, nu judec în Domnul, în locul Domnului Iisus Hristos. Dar asta este modul în care Mântuitorul procedează. Cere și primește. Și dacă ar trebui să ceri în dimineața asta, ce ai cere? Ce ai cere? Poate ești obosit. Poate ești prea obosit. Poate că nu i-ai mai cerut de multă vreme ceva. Poate că ți se pare că ești la capăt. Nu vrei să-i ceri? Cere-i ceva. Voi veni la rugăciune. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus, începem prin a te ruga să ne înveți să ne rugăm. Nu să punem cuvintele unul lângă altul, ci să ne înveți să ne rugăm prin Duhul, să trăim în Duhul rugăciunii și Tu să fii acela care să te ocupi de sufletele noastre și să ne înveți ce avem nevoie, Doamne. Fă ca biserica ta să caute locuri de rugăciune și rugăciunea să fie numărul 1 în prioritățile noastre. Ajută-ne, Părinte, să înțelegem prin contrast că dacă nu ne-ai răspunde odată, ar fi teribil. Și faptul că vrei să ne răspunzi este una dintre cele mai mari
și cele mai frumoase binecuvântări pe care le avem. De aceea te rugăm, fă, Doamne, să te căutăm cu toată inima. Pentru cei care nu s-au rugat și cărora nu le place rugăciunea, că știu că suntem dintre aceștia, te rugăm frumos, Părinte, pune un duh de rugăciune astfel încât să ne placă să petrecem timp cu Tine. Pentru aceia, Doamne, care încă nu au tovarăși de rugăciune, nu au un grup de rugăciune, dă-le, Doamne, un grup de rugăciune. Dă-le un tovarăș de rugăciune. Dă-le frați și surori cu care să se încurajeze, să se ajute, să crească și rugăciunea să devină cea mai frumoasă experiență a vieții noastre. Pentru aceia care simt că nu mai pot, Părinte, ajută-i să nu descurajeze. Ajută-i, Părinte, să-și plece viața lor în supunere înaintea Ta și să caute în rugăciune putere, direcție de mers și sfatul Tău. Și Tu să fii acela care să-i conduci la biruință. În numele Domnului Iisus. Te mai rugăm la final. Revarsă peste toată biserica Ta un duh al rugăciunii. Amin. Amin.